Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Stimați telespectatori, bun găsit! Suntem la Brașov, așa cum știți de altfel, că am mai difuzat și alte materiale de aici, inclusiv lansări de carte. Îi spunem bun găsit acasă, la Libris, la Brașov, domnului Virgil Oniță, cofondator Libris, pe care îl salut și îi spun bun găsit, îi strâng și mâna încă o dată și încă o dată. Bine, ne-am reîntâlnit. Doresc din start să vă mulțumesc pentru acest parteneriat. Am fost la București în emisiunea actriței Claudia Motea. Iată-ne acum în Piața Sfatului și la sediul Libris, unde continuăm, zic eu, să promovăm împreună cultura, cartea românească și, de ce nu, muzica bună. Îmi place cum ați început, pentru că, de fapt, aș vrea o frază despre ce se întâmplă zilele acestea aici la Brașov. Eu cred că sunteți singura companie din România, mai ales dacă vorbim despre carte, nu, Libris, care organizează și partea muzicală. Noi la Iași, în alte părți, avem diferit. Muzicalul e una și cartea e o lansare și eu mai multe lansări de carte. Libfest, târg de carte și experiențe culturale. Suntem la 10-a ediție în Piața Sfatului din Brașov, acolo unde împletim lansările de carte cu recitaluri de muzică, cu lansări de CD-uri. După cum ați văzut, iubitorii de carte deja sunt obișnuiți, știu ce se întâmplă. Este foarte frumos să aduci scriitori împreună cu cititorii, cu oamenii care citesc și care iubesc cartea. Suntem fericiți că și în acest an, în perioada asta, 36 august, Piața Sfatului este plină de cărți, avem peste 100 de edituri în piață, mii de titluri și, normal, mii și de oameni. Seara, cum spuneați, este un eveniment, este un festival unic în România și, zicem noi, nu numai, în care lansările de carte și tot ce se întâmplă la standurile de carte se combină seara cu adevărate recitaluri de muzică. Cu nume sonore și din toate domeniile. Folk a fost Adamilia, rock Vița de Vie, sâmbătă seara Irina Rimes și iar duminică încheiem cu opera din Brașov. Da, impresionant. Concertele de operă cu cor, dacă vezi cu cor, sunt adevărate regaluri. 30 de persoane, tocmai am avut și probleme cu căștile și cu microfoanele, dar totul va fi perfect. Important e, cum spun eu, să avem vreme bună și vremuri bune, fiindcă așa simțim, de fapt, setea de carte și setea de cultură. În momentul când vezi că oamenii, tot repet asta cu iubitorii de cultură, că așa îmi place mie să le spun de carte, nu se despart de scriitori. Scriitorul Doru Munteanu din Brașov spunea că să veniți să vedeți, unor tineri, să veniți să vedeți că mai există și scriitori vii. E foarte frumoasă expresia asta, fiindcă de fapt asta și simțim când vedem că oamenii nu se mai despart de scriitori. Ați văzut, a fost scriitorul și scriitorul, preotul Constantin Necula, a fost Romeo Coții cu Lebăta Neagră de pe Balaton, un alt public, cu contributori, cu cei 10, unii din cei 10 contributori prezenți în târg și întrebările nu se mai opreau. O carte care a făcut multă vârfă de altfel și care se află în topul vânzărilor la noi. Și varianta în engleză. La Brașov am lansat și varianta în engleză. Noi având solicitări din Europa, începând din Ungaria până la Bruxelles, să zic așa. Și suntem undeva fericiți, sau să nu zic că avem o satisfacție aparte văzând că oamenii sunt interesați de niște oameni care
spun pe bază de documente și în această carte totul e documentat ce se întâmplă la ora asta în Europa, zice eu, dar mai ales în Ardeal. Noi am difuzat un filmuleț și aș vrea să vorbim despre ceea ce înseamnă Libri și depozitul de aici, de fapt forma de organizare pe care a spus-o în pagină. Cum a fost începutul, cum sunteți acum și ce face și câte titluri și în limba engleză și în limba română aveți prin vânzările fie la singura librărie care aveți în Brașov, dar vindeți online. Cred că în câteva ore aș reuși să vă povestesc, că îmi face și plăcere să vă povestesc un început care a avut loc în 91, în acest an facem 32 de ani, în care soția Ana Oniță a preluat librăria Ștefan Octavian Iosif din Brașov, de acolo de unde a pornit Librisul. Erau șase oameni, am venit și eu din domeniul tehnic, am lucrat la fabrica de avioane din Brașov și ne-a plăcut foarte mult ce facem, soția fiind și de profesie de mulți ani în librăria Ștefan Octavian Iosif. Bun, încet, încet ne-am dezvoltat, am crescut, până la 110 oameni cât suntem acum. A fost extraordinar în acești ani, satisfacțiile a fost pe măsura anilor. Bineînțeles că au fost și perioade mai grele, mi-aduc aminte doar atâta să povestesc de recesiunea din 2009-2010. A fost acum pandemia, am trecut cu bine peste toate. Sperăm să mergem înainte. Noi simțim și asta, chiar sunt supărat atunci când cineva povestește că nu se citește în România, că suntem pe ultimul loc și așa. Nu e adevărat, se citește în România, citesc tinerii, citesc părinții cu copii, în tot vânzări se află cărțile de copii, carte diversă, avem cărți în limba engleză și gestionăm foarte bine pe site, pe Libris.ro, acolo unde avem totul ținut în mână și vedem că se citește. Că nu se citește ca în alte țări, să nu uităm de puterea de cumpărare a românului. Asta nu discută nimeni. Faptul că guvernele României în acești 30 de ani nu au ajutat absolut deloc industria cărții. Cam de aici trebuie să pornim când zice că nu se citește. Să putem face ceva în domeniul ăsta, să facă cei care ar trebui să facă și care sunt acolo în ministere. Nu vreau să intru într-un domeniu politic, dar noi avem din experiența noastră, de exemplu, citit împreună. Am dotat niște cărți în care citește elevul, profesorul și părintele. Știți cum s-a schimbat toată situația? Și avem încă o dată, spun, situații în care vedem că se poate, dar nu poți să faci de unul singur. Noi am făcut în câteva școli din Brașov, chiar visam la un moment dat să ne dezvoltăm, să facem proiecte și așa, dar ca să mă opresc, nu ai cu cine. Atâta timp cât pe ei nu interesează cultura, și trebuie să tac, gata, tac. Am înțeles. Hai să vorbim. Cam 5.000 de metri pătrați e acest, acest complex în care aveți depozit de carte și birourile de organizare, marketing, management. Librăria online în Libris.ro am pornit-o dintr-o casă. Primele cărți s-au dus cu rucsac, cu trei cărți la, ținem, avem evidența, clientul era din Suceava. Așa am pornit, iar acum am ajuns, după ce o să mă întorc, am ajuns la o medie de 4.000 de colete, nu de cărți, pe zi. Aici suntem cu distribuția, care o avem atât în țară cât și în toată lumea, avem din Australia până în America clienți, și care pot comanda pe Libris.ro, dar ce vreau să vă spun, sediu actual, tot crescând, prima dată am stat într-un sediu, într-o casă, spuneam pe urmă, într-un sediu de 1300 de metri și am reușit să facem acest sediu care vedeți acum, 5.000 de metri pătrați, cu 1.000.000 de cărți în depozit, așa cum ați văzut. De fapt, aici ne deosebim de celelalte companii, fiindcă avem cărțile în depozit și putem livra, dacă astăzi prin comanda, a doua zi deja clientul primește, dacă putem primi până la ora 15. Este foarte important asta din punctul nostru de vedere. 500 de edituri și nenumărate titluri, să fiu sincer, nu am... Aveți vreo 800 de mii în limba engleză? Avem pe site-ul Libris.ro, avem și cărți în limba engleză. Am pornit cu câteva
câteva mii. În acest an am fost la un târg de carte în Londra, am văzut un depozit, cum arată un depozit cu roboți în Londra, și nu vreau să povestesc mai mult ce înseamnă asta. Și în urma vizitei făcute am preluat cu IT-știi care avem în ai noștri, am preluat tot stocul lor de 800.000 de cărți și care redistribuim la comandă fermă. Cam în 7 zile vin din Londra, ajung în depozitul nostru. Ne oprim aici, avem și imagini, avem și diverse filmări. Ne mai întâlnim la București, Claudia Motea sau colegul Firiță sau eu, vă invităm cu drag, pentru că trebuie să mergem la lansarea de carte de la 11.30, unde și noi, da, și vă mulțumim încă o dată, am fost invitați. Eu vă mulțumesc din suflet, toate echipa vă admiră și este normal să fie așa atâta timp cât vă dedicați cărții culturii și nu politicii și necazurilor, că suntem așa sătui de ele. Mulțumesc frumos! Ne oprim aici. A fost domnul Virgil Loniță, cofondator Libris din Brașov, din România, de pretutindeni. Cele bune! Mi-e dor să mă merg la un cear, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,